Salutare tuturor și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu. În videoclipul de astăzi vorbim despre o comandă de pe Shein pe care o am chiar aici în dreapta mea și, după cum vedeți, filmez într-un alt cadru. Undeva pe acolo este și Ricky, care este foarte supărat pentru că i-am închis televizorul. Am făcut ceva schimbări prin casă și lucru care nu-mi place mie deloc iarna este că se întunecă foarte devreme. Este undeva la 2:30, nici am telefonul cu mine și deja este destul de întuneric. Cred că ar trebui să ridic un pic mai sus camera sau să stau mai spate, dar o să văd pentru că am pus-o aici într-un colț. Vedeți că nu mai stau cu fața spre geam, sunt oarecum într-o parte și de asta pe aici sunt mai albă, pe aici sunt puțin mai închisă la față. Sper să ne lase Ricky să filmăm. După cum am zis, am aici o comandă de pe Shein care a venit chiar acum o jumătate de oră. Mă și gândeam că nu o să vină, pentru că am plasat-o cam de vreo 2 săptămâni și ceva, trebuia să vină pe 7 decembrie. Deci are întârziere aproape o săptămână, dar într-un final a ajuns. Am desfăcut coletul în partea asta, dar am zis că nu mă uit la nimic pentru că vreau să vă arăt și vouă și să luăm fiecare produs în parte. Vreau să vă zic de pe acum că nu sunt articole de îmbrăcăminte sau de încălțăminte, sunt multe bijuterii și... Ricky, stai cu minte! Uitați-vă puțin la Ricky ce face. E show cu pasărea asta, nu e deloc minte. Sunt multe bijuterii, după cum ziceam, și chestii de organizat, poate din ce mi-aduc aminte, dar haideți să deschidem, pachetul și să vedem ce se află înăuntru. Eu o să le scop pe toate din punga asta ca să nu poșnesc, pentru că dacă fac zgomot prea tare, o să înceapă Ricky să urle și nu o să mai apuc să mai filmez nimic. După care le desfacem împreună pe toate. Uitați-vă puțin la el. Vrea să sare el pe lampă acolo, nu știu dacă îl vedeți. Da, acum am văzut că am pus camera pe el și se face că nu observă. Vrea să vină la mine, probabil. Da, deci nu mai prostii face. Bun, haide să deschidem pachetul. Până la urmă nu am mai scos produsele din pungă, le-am lăsat așa, doar am desfăcut punga puțin mai mult. Și vom începe cu un set de cordeluțe. După cum vedeți, și eu am o cordeluță astăzi pentru că nu prea stă părul foarte bine. Am aici un set de 3-4 cordeluțe care au timp. Sper să nu fie zgomotul prea tare. Sunt 4 cordeluțe care arată în felul acesta și au zimt. Și mie îmi plac cordeluțele de genul ăsta pentru că îmi țin părul acolo destul de strâns și nu iasă ca la celelalte cordeluțe, cum am și la cea de aici. Doar că aici zimții sunt prea mari și vedeți că se vede puțin ciudat. O să probez și cordeluțele astea să văd cum sunt, dar momentan nu le probăm. După care... am aici un lănțișor, cred eu. Hei, Ricky, stai cu minte. L-am mutat aici pe oglindă. Un lănțișor pe care îl voi deschide chiar acum. Sincer, nu mai țin minte exact ce mi-am comandat, pentru că dacă a trecut foarte mult timp, nu mai știu ce mi-am comandat. Un lănțișor care arată în felul acesta. Este un lănțișor destul de drăguțel, dar iarăși, cred că mi-este foarte... mare mie, nu știu, o să văd cum vine, probabil o să le probez și o să vi le arăt și vouă, o să inserez alte imagini. Mai departe, am aici tot un lănțișor foarte, foarte drăguț, pe care am vrut să-l comand de mai multe ori și mereu scoteam din cum și ziceam că o să-l comand data viitoare. Ăsta este prins și nu o să-l deschid sau haideți să-l deschid din... Asta e puțin mai rigid așa, dar mi-a plăcut tare mult cum arată și nu știu cum o să vină la gât, pentru că văd că e cam ciudățel. Bun, cam în felul ăsta arată, aici e destul de simplu, iar partea cea mai interesantă este aici jos, unde este o funtiță și sunt aceste două perle din, mă rog, din plastic, dar el este foarte, foarte drăguț. Abia aștept să-l probez și să vedem cum vine. Sper că e ok lumina asta din unghiul ăsta. O să văd și eu la editat cum arată și cum arăt și eu. După care aici am mai comandat niște elastice de păr. O să fac aici dezastru. Am un set de 5 elastice de păr care arătau sincer mai bine în... aici, ăsta cred că e făcut din ștramp. Doamne! Bun, mi-a plăcut pentru că sunt așa, cu fundița aceasta, funtiță, și am zis că o să le port, o să-mi prind păr cu ele. Sunt destul de drăguțe, dar, să vedem dacă pune focus,
Nu mai pune focus. Materialul ăsta este material de licra, cam așa ceva. Probabil puteți să vă dați seama, sunt drăguțe, văd că sunt destul de tare, așa. Mai departe am comandat aici un inel, care cred că mi este mare, dar vom vedea împreună. Văd că arată foarte bine, chiar nu mă așteptam să vină în forma asta și să arate atât de bine, să fie pietrele prinse atât de bine. Mi-a plăcut că este ajustabil, vedeți? Are aici chestia asta și pot să-l ajustez, dar pietrele astea sunt prinse foarte bine. Iar eu trebuie să strâng puțin mai mult de el, dar nu o să strâng acum pentru că nu prea am putere. Și cam așa arată acest inel. E foarte drăguț. Chiar drăguț și știți că eu sunt nebunită după verdele ăsta. După verdele ăsta și se poate vedea și la unghii. Da, îmi place super mult. Chiar am rămas puțin surprinsă de el. După care, wow! O pereche de cercei care sunt imensi. Doamne, dar păreau mult mai mici în poza aceea, mamă. Deci sunt imensi. Unde o să port eu vreodată cercei ăștia? Nu mai uitați-vă și voi cât sunt de mari. Deci, ca să vă dați seama, ceva în genul ăsta. Sunt foarte mari. Uitați-vă puțin cum arată în comparație cu mâna mea. În imaginea aia chiar păreau mai mici și ăsta e și zgâriat. E zgâriat rău de tot. Dar asta o să vedem. Mai departe. Mi-am cumpărat o cască din asta de baie. Pentru tățile în care îmi fac duș și nu vreau să-mi ies părul. Așa, arată în felul ăsta. Mamă, dar cred că intră 100 de capete în casca asta de baie. Ia uitați-vă și voi cât e de mare. Pentru că e destul de micuță zona asta, dar mă rog, o să vedem. Mai pun din ele și jos că nu mai am loc. După care, mai departe aici mi-am cumpărat o clamă. O clamă de păr. Să deschidem să vedem și cum arată. Foarte frumoasă. Și prinde și foarte bine, super. O clamă de păr care arată cam așa. E foarte frumoasă și e să prindem aici un pic ceva așa. Da, prinde și foarte bine, ia uitați-vă. Sper că puteți vedea acolo. Eu am mai cumpărat niște clame pe care le-am dat, stai că nu știu unde e. Pe care ulterior le-am dat pentru că se prindeau cu un sumburuș ceva aici și eu având părul rar. Nu-mi prindeau nimic, dar clama asta chiar îmi place. E super drăguță. Mai departe, trecem la o pereche de cercei. V-am zis că mi-a cumpărat multe perechi de cercei, lănțișoare și alte chestii de genul ăsta. Și asta este ultima comandă pe anul ăsta. Dar nu mai am mult și termin, ai răbdare un pic. Așa, o pereche de cercei care arată în felul acesta. Pune focus acolo. Da, să mă focalizeze pe mine și după pe ei. Cam așa arată. Sunt foarte drăguți, foarte, foarte finuți. Par, dacă te uiți așa de la distanță la ei, par niște cercei destul de eleganți. Ce e? Să-l mai mângă și pe el ca să nu înceapă să urle aici. Uite, acolo. Stă cu mine aici, mă veghează. Așa. Cred că e ok, pusă camera. Mai departe, trecem la o altă, pereche de cercei, care credeam sincer că este mai mare un pic. Dar sunt foarte mititei și sunt tot cu un verde smarald absolut superb. Ia uitați-vă cum arăt. Ăștia sunt în forma așa de ac de siguranță. Vedeți? Acum cred că s-a pus focusul bine, deci mie îmi place culoarea asta mult după ea. Foarte drăguți și cercelușii ăștia. Abia aștept să-i probez pe toți și să văd cum sunt. Mai departe trecem la o altă pereche de cercei, la fel și așa foarte drăguț. Să știți că eu toate perechile de cercei ce mi le-am comandat de pe Shein mi s-au părut super ok și chiar am fost mulțumită de ei. Și încă i-am, am perechi ce le-am de câțiva ani și încă sunt într-o stare bună. Cerceii ăștia arată în felul ăsta, sunt negru cu argintiu.
par foarte eleganți, deci chiar par foarte, foarte eleganți, cam în felul ăsta. Super, super drăguț și nu au defecte, chiar sunt într-o stare foarte bună. Mai departe, aici mi-am cumpărat niște lumânări. Mi-am luat un set așa de 6 lumânări, care probabil sunt pe baterii. Ce am făcut aici, dezastru. Da, sunt pe baterii, aici le pui bateriile și ele luminează, se aprind pe buton și luminează, nu se le mai desfac, dar probabil o să vă pun aici o poză cu ele. Mai departe mi-am mai cumpărat o altă pereche de cercei, oh my god, că sunt frumoși. Ăștia sunt pentru vară, clar, deci o să fac poze pe ei. Dar foarte mari, în poze păreau, eu tot timpul știți că mă uit la review-uri, în poze păreau mult mai mici, sunt imensi, dar sunt superbi. O, Doamne, foarte rar găsesc cercei de genul ăsta pe Shein, deci nu mai uitați-vă cât de superbi sunt cu bicicleta asta, Doamne, nu-mi vine să cred că sunt de frumoși. Și mă bucur tare mult că i-am cumpărat, pentru că au fost mai scumpici undeva la vreo 3 lire și nu voiam să-i cumpăr, dar acum mi se par minunat, cum vi se par și vouă. Deci superb și n-au defecte, tot timpul mă uit, chiar nu văd să aibă defecte. Am o grămadă de cercei aici. Așa, o să las la final produsele care sunt mai mari, după care mai am aici tot o pereche de cercei, care vin în două ambalaje. Încerc să mă mișc mai repede pentru că se întunecă și Ricky începe să urle că vrea să doarmă. Săracul nu știu cum de încă e atât de cu minte până acum. Încă o pereche de cercei care arată așa și ăștia sunt superbi. Pune focus pe mine și pe cerceluși. Haide tu. Nu vrea? Acum cred că va pune. Ia uitați-vă aici. Chiar îmi plac foarte, foarte mult. Deci până acum sunt mulțumită de absolut tot ce mi-am comandat. Dacă ați vedea ce e aici la mine pe birou, nu o să vă vină să credeți. După care încă o pereche de cercei. Pe care îi desfacem. Acum ăștia sunt Rosalie. Și n-au închizătoare. Ba da, o închizătoare. Să nu arunc funga asta cumva, să nu am... Să arunc și închizătoare. Arată și ăștia foarte bine. Doar că sunt roz. Ia să vedem. Ia uitați-vă. Am văzut în Tiki Max o pereche aproape identică ca cei de aici, doar că erau verde. Verdele de la mie pe unghii. Și costau 15 lire. Și am zis, serios, nu o să dau. Erau identici, aceeași dimensiune, aceeași formă, absolut identici, doar că erau verzi și nu dădeam, eram sigură că o să-i găsesc pe Shein, sincer, Shein, dar da, așa arată, ăștia o să-i pun puțin separat, că am văzut că au închizătoare în altă parte. După care aici am mai cumpărat tot niște cercei, mamă, dar câte perechi de cercei, am cumpărat, nu mai știu multe. Tot niște cercei mari, dar eu chiar credeam că o să fie mai mici. Și ăștia au închizătoare separat. O să pun și asta aici. Foarte mari și super drăguți. Și toți arată extraordinar de bine. Ia uitați-vă cum arată ăștia. Uitați-vă doar cât sunt de frumos și cât par de eleganți. Deci dacă te duci să cumperi dintr-un magazin cercei ăștia, cred că sigur o să fie mai mult de 2 lire decât am dat eu pe ei. Sunt destul de lungi, dar sunt foarte frumoși, foarte frumoși, bine, cu o coafură adecvată ar arăta mult mai bine. Și cred că asta e ultima pereche, mai avem, mamă, mi-am cumpărat la cercei și pentru toată viața. Încă o pereche de cercei, ia să vedem, următoarea pereche, care este, seamănă cu cei negri cu fundiță, doar că ăștia sunt, uite așa, și ăștia foarte eleganți. Mi se termină și bateria și nu mai am altă baterie. Doamne, nu ne cred. Ia uitați-vă voi cât de bine arată. Da, deci cam în felul ăsta arată. Să vedem cât o să mă țină bateria asta. Pentru că pe cealaltă am uitat să o încarc. Bravo mie. Mai departe, încă o pereche de cercei. Ups. A căzut ceva din ei? Sau mi s-a părut mie? Nu, cred că un am un... ceva, nu știu, ca să-i întorc un pic, ăștia sunt puțin întorși și ăștia sunt absolut superbi, superbi, superbi. Ia uitați-vă cum arată, cred că nu era focusul pe mine. Ăștia sunt un albastru minunat, sunt destul de lunguți
dar și arată super drăguț. Deci sunt foarte, foarte frumoși. Și mai avem o clamă de data asta, care este cam mare, pe lângă ce văzusem eu în imaginea respectivă, dar și aprinde foarte bine. În felul ăsta arată clămița asta, poate o să port de anul nou să-mi fac părul într-un fel anume și uite ce cleșișor din ăsta are aici să prindă și asta înseamnă că o să prindă părul foarte bine. Iar acum ce mai avem aici? Aici, mai departe, mai avem un lănțișor și mai am două chestii mari, nu știu dacă o să-mi țină bateria să vi le arăt pe toate, dar dacă nu, o să mai aștept vreo 10 minute și o să, timp în care o să îmi încarc telefonul, o să încarc bateria asta și o să continui. Așa, mai avem un lănțișor care arată așa, are o pietricică acolo albastră, foarte frumoasă. Lănțișorul e destul de lung, după cum bine vedeți, dar pietricica asta albastră chiar arată foarte bine. Bine, nu sunt ele, nu vă gândiți că sunt calitate sau cine știe ce, dar ca și aspect foarte bine arată. Și cred că mai am încă ceva aici, încă o pereche de cercei și urmează după aceea produsele mari. Să încerc să mă grăbesc puțin, da. Nu cred că o să reușesc să închei videoclipul ăsta, dacă nu o să-l închei cu telefon, probabil. Așa, încă o pereche de cerceluși care sunt în formă de cireașă și uitați-vă că sunt de drăguți. Așa, în felul ăsta arată. Ăștia sunt mititei. Foarte mici și foarte drăguți, în formă de cireșică. Cam așa. Vin la mine în ureche. Văd că arată și ei foarte bine. O să-i pun aici deoparte. Iar acum să vedem ce mai avem pe aici. Încă o pereche de cercei. Dacă vă vine să credeți. Nu știu câte perechi am avut. O pereche de cercei, ups, de data asta sunt galbeni. Mi-au luat toate culorile din lume. Uitați-vă cât de drăguți sunt și ăștia. Vara cred că se văd senzațional. Sunt destul de măricei, dar foarte frumos și de data asta chiar i-am nimerit pe toți să arate super bine. După care, aici am mai cumpărat un burete de baie din acela cu care te... Fel pe spate, uite, în genul ăsta tragi de el și se întinde și cred că o să-l folosesc chiar astăzi sau mâine. Așa, mai departe, am mai cumpărat aici un organizator pe care o să vi-l pun într-o imagine în partea asta ca să-l vedeți. Este un organizator pentru farduri care arată bine așa, aici are un sertar sau două, are un sertar care se deschide și aici mai are alte chestii unde să-ți pui, fardurile. Și cred că ultima chestie ce mi-am cumpărat-o și gata, terminăm. Hai, trece! Așa, ultima chestie, aproape ultima chestie de fapt. Mai am o grămadă de chestii, așa că nu cred că voi reuși să duc videoclipul până la capăt. Dar asta vă arăt ultima dată. Mai am aici niște chestii care erau puse în spate. Mi s-a închis și camera între timp și vă ziceam de o pereche de cercei pe care nu apucasem să vi arăt pentru că s-a terminat bateria, dar am zis că să-i mai dau așa înainte să vedem dacă merge. Cercelul ăsta este puțin cam ciufu. Bun, deci o să închid filmarea asta cu telefonul pentru că nu mai am nicio baterie și pentru că se întunecă. Vă vorbeam despre această pereche de cercei pe care cred că vă arăt pentru a treia oară, care arată cam în felul ăsta. Am telefonul întors invers, așa că sper că ceea ce vă arăt eu puteți vedea. Sunt și super lungi, cam în felul ăsta arată și da, o să vedem cum vin. Mi se par cam ciudăței, dar vom vedea. Cred că acum cu telefonul vedeți ce mare dezastru este aici la mine pe birou. O să fac după aceea curat când aprind și becul. Așa, trecem mai departe la ce mai avem pe aici prin punguța asta. Așa, mai am încă o pereche de cercei și pe aceea am văzut în Tiki Max. Și am zis că nu-i cumpăr pentru că erau vreo 20 ceva de lire. Așa că am zis că îi iau de pe Shein și nu-i cumpăr. Arată în felul ăsta, nu știu pe unde trebuie să vă arăt, unde e camera, dar sper că arăt bine și încerc scuze pentru... pentru că s-a întâmplat așa, dar am uitat efectiv să pun bateria cealaltă la încărcat și eu de mâine încep muncă, așa că mă simt liber abia duminică. Deci peste o săptămână și nu mai am timp să filmez, că lucrez 12 ore, de asta vreau să filmez asta.
Bun, ăștia sunt cercei pe care i-am văzut în Tiki Max și probabil dacă sunteți din UK, sigur i-ați văzut și voi pe undeva pe Tiki Max. Pentru că eu i-am văzut în mai multe orașe și o să-i port în ziua de Crăciun, de aceea am cumpărat pentru a-i purta în ziua de Crăciun. Sper că sunetul este ok, eu vorbesc puțin mai tare să mă și auziți. Și da, eu am dat pe undeva la 2 lire, deci n-aș fi dat banii ăia acolo în Tiki Max și cred că acum terminăm. Mai am aici ceva. Cred că știu ce. Vedeți ce mare dezastru e aici la mine. Așa, mi-am mai cumpărat eu o, nu știu dacă se numește căciulă, chestia asta, ia uitați, ceva de genul ăsta. Cam așa arată, nu știu unde e să mă uit, că abar n-am cu care cameră filmează telefonul ăsta, dar mă rog, cam în felul ăsta arată. Și eu filmez cu camera frontală ca să văd cât de cât, dar este în spatele trepiedului, cum ar fi, pentru că n-am pe ce să sprijin telefonul, de asta nu prea văd bine. Bun, cam în felul ăsta arată chestia asta, am luat totul la fel, să o port la muncă, eventual, dar văd că e cam măricică. O să o probez și o să văd cum arată și aici am mai cumpărat încă ceva și gata, asta este... am mai cumpărat un sutien. Da, am mai cumpărat un sutien pe care nu o să-l deschid și asta e tot. Nu sfârșit. Și vreau să vă mai arăt încă ceva, sper să nu dobor acum totul. Vreau să vă mai arăt ceva ce am lăsat pentru final. Aici am o cutie de bijuterii pe care trebuie să o desfac. Sper că se vede cât de cât ok acolo. Așa, n-am filmat niciodată cu telefonul și cu atât mai puțin cu camera frontală, vă dați seama. Așa că o să fiu și eu surprinsă la editat, dar vă promit că e ultima oară când se întâmplă asta, prima și ultima oară. Sau cel puțin să se întâmple așa, să încerc să filmez cu ceva, să termin cu altceva. Așa, am aici o cutie pentru bijuterii, pentru că nu mai am unde să-mi pun cercei. Și, wow, cât de bine arată! Este cu catifea, dar ce e? Așa bine. Așa, da, imediat te pun la loc. În felul ăsta arată, așa este în partea de sus, uite, vedeți cum vine telefonul? Cam așa, și mă văd pe undeva pe acolo. Așa e în partea de sus, iar aici are sertare. Primul sertar arată în felul ăsta, cel de-al doilea așa, iar ultimul așa. Asta a fost puțin mai scumpă, undeva la vreo 12-13 lire, dar e super, super drăguță și pare așa elegantă și chiar aveam nevoie să cumpăr ceva de genul ăsta pentru că ați văzut ce câte perechi noi de cercei am, așa că nu mai am unde să-i pun. Bun, și asta a fost toată comanda mea Shane. Imediat te pun la loc. Asta a fost comanda, ultima pe anul 2022. Îmi cer scuze încă o dată pentru că s-a întâmplat asta și a trebuit să filmez cu telefonul și probabil calitatea este destul de nașpa, dar nu se mai vede oricum bine pentru că s-a întunecat afară. Adică, mă rog, e lumină, dar nu suficientă pentru a filma cu camera sau cu telefonul. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să-mi arătați asta pentru un like. Abonați-vă canalului în cazul în care n-ați făcut-o, apăsați pe clopoțel pentru a fi mereu notificați în momentul în care eu postez un videoclip nou, iar noi ne revedem curând în următorul videoclip.